Consilierii de probațiune din Iași au declanșat o grevă japoneză începând de marți. Peste 2000 de infractori care își ispășesc pedepsele în libertate sau au fost eliberați condiționat se află în pericol de a scăpa de sub supravegherea sistemului judiciar. Angajații serviciului Eșean au transmis un comunicat în care menționează că greva japoneză a fost o măsură necesară pentru a exprima nemulțumirea față de nepunerea în plată a drepturilor salariale câștigate în instanță. Avem sentințe câștigate prin care ni se recunoaște un anumit nivel al salariului pe care noi nu-l avem în acest moment și dorim ca, prin protestul nostru, să aducem la cunoștință Ministerului Finanțelor faptul că există și categoria uh, consilierilor de probațiune. Uh, domnul ministru a uitat de această categorie în momentul în care a acordat drepturi salariale tuturor celor din justiție, judecători, uh, celor de la parchete și am vrea să-i aducem la cunoștință că existăm și noi în acest sistem. Consilierii de probațiune au un salariu nemodificat din 2016. Din păcate, protestele vor continua pentru că nu avem altă soluție. Este modalitatea noastră de a aduce la cunoștință această nedreptate. Cei aproximativ 21 de consilieri de probațiune din Iași au în supraveghere peste 2300 de infractori, inclusiv persoane eliberate, condiționat, care au comis infracțiuni grave, precum omor, viol, trafic de persoane, trafic de droguri, constituire de grupuri infracționale organizate și criminalitate transfrontalieră. Munca consilierului de probațiune este una extrem de complicată și importantă, cu impact social major, pentru că monitorizăm aceste persoane aflate în stare de libertate și, nu în ultimul rând, munca noastră are în vedere contactul direct cu aceste persoane. Asta este foarte important pentru că prin contactul direct cu aceștia, prin monitorizarea tuturor măsurilor și obligațiilor pe care le au de respectat pe această perioadă, reușim să reducem riscul de recidivă și să creștem gradul de siguranță comunitară. Greva japoneză a consilierilor de probațiune va continua până când revendicările salariale vor primi o soluționare. În prezent avem în evidență aproape 2600 de persoane care se află în evidența serviciului nostru, fiind condamnate sau sancționate pentru comiterea de infracțiuni. Între aceste persoane se ocupă un număr de aproximativ 20 de consilieri de probațiune. Sunt foarte puțini oameni pentru o muncă complexă și elaborată. Contribuția sistemului de probațiune la scăderea costurilor sociale generate de sancțiunile penale este pusă în pericol, neînțelegerile salariale rămânând o problemă pentru sistemul judiciar românesc.